Îți mulțumesc! Domeniul în care seriozitatea primează și în care femeile nu aveau ce căuta a fost cucerit de către doamna Ana Călin Almășanu, plecând de la ideea preconcepută că femeile sunt părtinitoare și că sunt ușor de impresionat, doamna procuror a trebuit să dărâme multe bariere puse de clișeele societății comuniste. Prin muncă susținută și devotament și-a clădit o carieră care ar face gelos orice procuror. Din tot sistemul activităților juridice, de judecător, de notar, de avocat, de consilier juridic, de orice altă activitate, am eu ferma convingere că aceasta este una dintre cele mai fascinante. În primul rând, procurorul ia primul contact cu evenimentele. El trebuie să aibă forța și curajul să fie pregătit sub toate aspectele, profesional și psihologic, în primul rând, pentru că nu e ușor să mergi să vezi un cadavru. Nu e ușor să mergi să faci cercetarea locului faptei la o crimă. Nu e ușor să te confrunți cu lucruri brutale, cu lucruri din acestea pe care ceilalți le văd din dosare, văd hârtiile. Ori procurorul vede fapta, vede realitatea, care uneori este cumplită. Nu pentru faptul că am lucrat de la absolvirea facultății un număr important de ani în procuratură, dar dacă eu aș fi pus acum și aș avea vârsta, altă vârstă decât o am, și aș fi întrebată și aș fi pusă la încercare ce trebuie să fac, n-aș face decât munca de procuror, care este onestă, este onorabilă și care te provoacă tot timpul să fii omniprezent în activitatea ta. În primul rând, trebuie să-ți faci lucrările corect, trebuie să te autoinstruiești, pentru că ce înveți la școală nu e suficient, trebuie să lucrezi cu echipa cu care tu desfășori activitatea, de poliție, de experți, de știu eu ce domenii sunt, și trebuie să faci de așa manieră cercetările, încât atunci când ajung pe masa judecătorului să aibă de plină și suficientă încredere că ai făcut o cercetare completă. Chiar dacă judecătorul este acela care trebuie să dea soluția, el să verifice încă o dată, să întărească ce ai făcut tu. Nu să ajungă dosarul în instanță incomplet și să întoarcă înapoi și să se dea termene luni și ani de zile pentru că nu s-a îndeplinit nu știu care procedură. Eu așa cred că ar trebui făcut. Făcându-și debutul în Procuratura Gălățeană cu ancheta în cazul celor două femei ucise de pe strada Gladiolelor, caz care a dat și numele cartierului Două Babe, și-a încheiat cariera de procuror șef cu ancheta naufragiului vasului Mogoșoaia, în care și-au pierdut viața 200 de oameni. La Comisia Guvernamentală de Repartizare, cum era atunci, am fost invitată ca oricare dintre absolvenți și mi s-a oferit un post în procuratură. Și eu am renunțat la celelalte două și am considerat că această activitate mi s-ar potrivi. Nu știam exact ce și cum va fi, dar am zis că trebuie să văd, să învăț, și am acceptat repartiția guvernamentală dată prin ordinul comisiei care era constituită. Unde v-au repartizat? Deci m-a repartizat la Bârlad, pentru că la vremea când eu am urmat facultate eram căsătorită. În ce an ați terminat? În 1967. Și soțul meu și fiica mea, că aveam și o fetiță, erau la Bârlad. Da. Și atunci era și un loc, dar asta nu avea nicio importanță, că putea să nu mă accepte, sau puteam să accept eu una din celelalte două oferte, dar am acceptat-o pe aceasta.
Am făcut stagiu de practică la Iași, la regiunea Iași, o perioadă de timp, după care am mers la Bârlad. Ca procuror, nu mai între bărbați. Toată lumea, toți colegii când m-au văzut acolo, nici nu m-au luat în seamă. La început se întrebau cam ce caut eu pe acolo. Pe 20 iunie 1980 s-a făcut ședința de instaurare mea la Galați. Ca procuror șef al județului Galați. Vreau să vă spun că în momentul când am ajuns eu la Galați, colegii mei care erau la vremea respectivă o echipă formidabilă de oameni profesioniști, se săvârșise în Galați ceea ce dumneavoastră ați auzit, s-a auzit acum la două babe. Deci se făcuse crima aceea, fusese ucise cele două femei. Se căuta autorul. Era o echipă întreagă care lucra și erau și alte evenimente. Galați este un județ foarte greu, pentru că sub acest aspect. La vremea respectivă s-a făcut o analiză la Procuratura Generală și inspectorul care era direcționalul nostru, cum se spune, și ceilalți de acolo au analizat și au spus, domnule, județul Galați este mai greu decât Bucureștiul, având în vedere complexitatea. În primul rând, noi aveam combinatul. În primul rând, noi aveam o regională căi ferate care se întindea pe 9 județe. Se produceau fel de fel de evenimente, trebuia să se facă cercetări la început, erau sediu la Galați, după aceea s-au mai redus, s-au dat și la alte județe din aceste competențe. Și pe urmă, la Galați era secție maritimă și fluvială. Deci tot ce este pe apele interioare, se producea un eveniment, avea secție maritimă și fluvială la Procuratura de la Galați. Și vă imaginați, toate acestea trebuia să fie omniprezent. Pe capul dumneavoastră. Erau, da, colegii, a fost o echipă. O echipă de oameni. Poate cel mai complex caz au fost și altele. Nu ne încape nouă în timp acum să vi le prezint, dar au fost și altele. Scundarea navei Mogoșoaia, unde s-au unecat peste 200 de oameni și toate cadavrele care au putut să fie recuperate au fost aduse la mal și noi aveam misiunea, noi, echipa de procurori, de polițiști care lucram în zonă și tot activul care se formase acolo, un comandament întreg, trebuia să predea familiilor cadavrele, să le identifice în primul rând, pentru că unii au fost foarte târziu recuperați. Ei, atunci au fost mobilizați atâția oameni, nu numai din Galați, ci și din țară. Colegi din țară au fost aduși la Galați, care ne-au ajutat. Și a fost unul dintre cele mai complexe cazuri. Eu, fiind procurorul șef al județului, trebuia să fiu acolo pentru că erau o sumedenie de activități de făcut. Este foarte adevărat, colegii mei au stat zile și nopți. Dar și eu, alături de ei, pentru că mi-amintesc că la un moment dat nu mai ajunsesem pe la birou, nu știu, ceva de ordinul, noaptea ajungeam în oraș careva și iar plecam și iar ne întorceam, făceam tot timpul rocade din astea, pentru că familiile erau foarte îngrijorate și nu e nimic mai apăsător decât să știi că familia își dorește măcar să mărunteze mortul, măcar să și-l vadă. Vedeți că ați ajuns la un moment crucial, au dat afară din procuratură. Da, ce se întâmplă? A fost o schimbare de regim. Deci toate cadrele care au avut funcții de conducere au fost înlocuite din funcție, am fost și eu printre ele. Și n-ați avut altă soluție decât să... Păi n-am avut altă soluție pentru că la momentul respectiv erau foarte multe lucruri tulburi până s-au așezat într-un fel. Mi-am găsit loc de consilier juridic. Așa. Am solicitat să intru în avocatură și nu am fost primită și atunci m-am judecat 10 ani de zile. Dar îndeplineați acele condiții? Da, deci în momentul când așa era legea de organizare a avocaturii la vremea respectivă, dacă ai lucrat ca judecător sau procuror timp de 5 ani de zile, te primea în avocatură. Și mai erau și alte două condiții, adică, dar erau alternative. Nu trebuia să îndeplinești trei condiții cumulative, adică să fi fost ca judecător sau procuror 5 ani de zile sau să fi terminat cu facultatea cu media peste 9, cum am făcut eu, am făcut media peste 9, sau să fi avut
titlul de doctor în drept. Eu aveam toate aceste trei condiții și nu m-a primit. Și m-au judecat. Am fost la Galați, am fost la Înalta Curte de Casație și Justiție, cum era atunci Tribunalul Suprem. Dosarul meu s-a strămutat la Constanța. Ne-am judecat, am fost și la Constanța. Și după rezultatul a fost? Rezultatul m-a primit, da, pentru că numai când îndeplineam toate condițiile, dar nu mi s-a găsit la activul meu abuzuri. Eu, în timp ce mă judecam ca să mă primească în avocatură, deci a durat 10 ani de zile, eram foarte periculoasă, nu? Eram nomenclaturistă și cine știe ce mai făceam. Eu între timp am lucrat în învățământul universitar, pentru că eu cât am stat la Bârlad mi-am dat doctoratul și când am venit la Galați n-am avut nevoie de doctorat, dar după 1989, când s-a înființat și la Galați a fost întâi, am predat întâi la Universitatea Hiperion, așa, după aceea s-a înființat Universitatea Danubius și eu am predat la Universitatea Danubius până am trecut. Și până s-a terminat procesul, dumneavoastră ați predat. Da, nu, am predat, dar concomitent, deci din 1900, din 2000, când s-a dat hotărârea judecătorească de m-a primit în avocatură, am luat niște procese, m-am dus la tribunal, n-am alergat neapărat pe procese. Dacă cineva m-a căutat, m-am dus, dacă nu, nu, pentru că eu aveam nevoie să am un exercițiu, să fiu în contact cu lumea. Și în condițiile astea m-am dus. Să nu vă pierdeți îndemânarea. Da, să nu-mi pierd îndemânarea. Cu ocazia asta am citit. Lucram cu un comitent cu studenții și mi-era foarte de folos, pentru că teoretic nu te ascultă nimeni să le vorbești. Dacă le spui un caz, mai degrabă te ascultă. Dacă le spui lucruri, reguli și norme, toată lumea, studenții stau în anfiteatru, vorbesc la telefonul mobil, să pupă, că sunt tineri și să iubesc. Și am pe acolo o revistă, la un moment dat, când tot la început, când se discuta cu universitățile particulare, că nu o să fie, că nu se acreditează, că nu se face, în fine, treburi de felul ăsta, și tot îmi ziceau, n-avem, doamnă, n-avem nicio șansă. Ei, zic, n-aveți nicio șansă, aveți, și am scos o revistă care se cheamă Șansa ta. Succesul nu a venit numai pe palier profesional, căci ambițiile mari nu s-au oprit la carieră. Soție, dar și mama unei fete a reușit să îmbine armonios viața de familie cu cea de magistrat. Familia mea a fost de o, cum să spun, de o înțelegere desăvârșită. Fiecare pleca în drumul lui, la treaba lui, și când ne adunam acasă, nu vorbeam nimic de serviciu. Acasă era acasă. Acasă vorbeam de ale noastre, știu eu, dacă aveam timp, mai mergeam la o plimbare, dacă la o pădure undeva, deci ne-am organizat de așa manieră și ne-am sincronizat relațiile, încât se știa exact fiecare care treabă. Dacă unul iese din casă la o anumită oră, are o treabă. Dacă celălalt vine 2-3 ore mai târziu, înseamnă că vine de la muncă. Adică, totdeauna a existat înțelegere fără ca să fie disfuncționare, să fie stări tensionate. Nici nu se putea, păi, dar într-o noapte eram acasă și am primit telefon, eram tot la Bârlad, dar despre Galați o să vă spun foarte multe, dar nu acum, poate mai avem cumva Bârlad. Și a sunat, am primit telefon, că undeva la o întreprindere, în sala de armament erau gărzile patriotice care aveau armele în primire. Și în sala unde detașamentul de gărzi patriotice aveau armele, este un om mort. Nu te duci? Te duci. Ce să faci acolo? Dar asta a văzut pe geam cineva și a mai făcut legătura că nu știu care salariat de vreo 3 zile nu l-a văzut. Și ăștia au crezut că e la țară. Păi el era mort acolo. Poți să te duci orice? În sala de armament, că s-a pușcat, că l-a pușcat cineva, că și câte, și câte, și câte. În fine, cum să intrăm? Spargeți ușa. Nu se sparge, păi cum să intrăm dacă... Era ușa închisă pe înăuntru.
spart ușa, am intrat acolo, curățase armele și le-a dus și cu motorină pe jos. Și s-a sfocat, a murit acolo. Dar el închisese ușa când s-a apucat de treabă, să nu deranjeze nimeni, să-și vadă de ale lui. Și a murit sfocat acolo. Nu te duci? Da, odată am plecat de acasă. Eu aveam hainele așezate frumos ca la armată. Tot cu ce trebuia să mă îmbrac, erau lan de mână și în orice clipă primeam telefon, mă îmbrăcam și plecam. Nu eram, mă întorceam acasă, dormeam. Da. Trebuie să te duci, pentru că colegii se duceau pentru când erau ei de serviciu. Când eram eu, mă duceam eu. Și pe fiica dumneavoastră, cum ați reușit să o creșteți în condițiile astea atât de... Am învățat și ea lecția. Am învățat, s-a obișnuit. Adică, oricum, nu le iseam de acasă zile întregi. Se întâmpla, dacă era noaptea, se întâmpla să le lipsesc câteva ore. Plecam, mă întorceam. Dar dacă era ziua, eu plecam la școală, noi plecam la fiecare la serviciu. Dar uneori se întâmpla și noaptea, să știți. Și trebuia să te duci. Au fost, de exemplu, fapte când trebuia să facem reconstituirea noaptea. Faptele s-au întâmplat noaptea și ca să faci o reconstituire trebuie să faci în aceleași condiții. Noaptea, la lumina lunii, lumina felinarului, la ce s-a întâmplat pe acolo. Na, să știi toate alea. Trebuia să te duci, să te organizezi din vreme și la ora când s-a întâmplat, în condiții similare, trebuia să te duci. Ei, asta durea câteva ore. După care te întorceai în teritoriu, în perimetru civilizat. Adică ieșai din câmpul infracțional și te întorceai acasă. Fiind ușor adaptabilă, trecerea de la procuror la avocat și mediator în același timp s-a făcut în mod natural. În mediere m-am dus din curiozitate. S-a organizat un curs de mediere la Galați și m-am dus să aflu despre ce este vorba. Eu, da, am făcut cursul ăsta cu reprezentanța de la Craiova, care e cea mai bună școală de mediere. Am fost la curs, am parcurs ce trebuie pe acolo, am mai dat atestate, ce mai trebuie, am fost pe la conferințe prin țară, pe la congrese, așa de felul ăsta. Mi-a plăcut pentru că e o altă dinamică și am citit foarte multă literatură din afară în legătură cu medierea. Tot ce am avut ocazia să obțin, am citit și am văzut că în alte țări la tribunal se judecă crimele și faptele cu totul deosebite. Nu, celelalte nu se judecă în tribunal. Acolo există, cum sunt blocuri la noi, blocuri cu 10-12 etaje și pe pavilioane sunt medierea pentru procesele de litigii de muncă, pentru asigurările de sănătate, pentru asigurările de toate celelalte bunuri, pentru probleme de familie și altele. Deci toate merg la mediere, avocații vin cu clienții la mediere și încearcă să fac tot ce pot la mediere și n-au ce căuta să pierdă timp în tribunal. Așa ar trebui să se realizeze și probabil în România. Oamenii cu un mare caracter sunt modești. Poate de aceea doamna Ana Călin Almășanu nu poate uita ajutorul pe care l-a primit necondiționat atât de la părinți cât și de la profesori. V-am spus încă la început de cei din satul meu, pentru care niciodată nu o să am suficiente cuvinte de mulțumire și de rugă pentru tot ce au făcut în formarea noastră a generației de atunci. Au trecut niște ani. Eu am urmat la Universitatea din Iași cursurile cu niște profesori cu totul de excepție. Era perioada când se așezau lumea. Nu erau cursuri universitare. Atunci se scriau. Era influența sovietică. Noi eram, în perioada aia încă erau ruși în țară. Dar am avut câțiva profesori care vreau să vă spun că m-am atașat de ei și n-am simțit că există din partea acestor oameni un sentiment de respingere. Adică m-am simțit apropiată. Uneori chiar, cum să vă spun, ne provoca. Pe mine chiar mă provoca și mă întreba și erau în vârstă. Erau oameni deosebiți. Am avut un profesor care este, Dumnezeu să-l ierte, era și poet, profesorul Nicolae Țațomir, era și decanul facultății. Un om absolut de excepție, de o sensibilitate cu totul deosebită și, cum
să vă spun eu dumneavoastră, toți anii cât am fost noi studenți, fiind decan, dumnealui s-a purtat de așa manieră cu noi, încât a lucrat un timp în diplomație. Poate și școala de acolo l-a determinat să se apropie de noi foarte mult. Pentru noi era așa ca un fel de zeu când intra în clasă. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu. Am muncit atâția ani de zile. Nu m-a întrebat nimeni niciodată dacă am ce măsură am luat. Eu vreau să cred că am făcut tot ce a depins de toată echipa, nu-i meritul meu, de toată echipa, că am făcut ceea ce trebuia făcut. Alminteri, să știți că lumea este neiertătoare, viața este neiertătoare. Nu că unul are pică pe mine, nu despre asta e vorba, dar viața este neiertătoare. Poate el a mai iertat, dar poate nu mai iertă Dumnezeu. Poate te lovește în altă parte. Și în condițiile astea, adesea mă gândesc și acum știu cazurile, știți cum, am în memorie nume de oameni, date, întâmplări, și mă întreb, oare acolo am făcut bine? Cei din jur i-au observat pasiunea și sprijinul justițiar, iar pentru aceasta nu există decât cuvinte de laudă. Vă știu de când era procuror, de când a fost numit procuror șef, iar după Revoluție a fost la noi o perioadă foarte bună de timp, profesor în drept penal. De fapt, a predat multe discipline. Ce aș putea să vă spun este o persoană extrem de harnică și aceasta s-a putut dovedi nu numai ca și cadru didactic, ci în perioada când era procuror. Se lucra pe vremea aceea dimineață până noaptea. Iar ca procuror, de multe ori și duminica, indiferent la ce oră, trebuia să fie prezent. Iar aici la noi a fost la fel de harnică, să zic astfel, a redactat manuale universitare, a fost alături de studenți, a fost un drumător extraordinar, științific, pentru toți studenții care au susținut o examen de licență la noi. De altfel, s-a dovedit a fi extrem de harnică, nu numai în domeniul ei profesional sau iată, ca și cadru didactic, dar a cochetat și cochetează foarte mult cu literatura. Însă a scris mai multe romane, dacă cunoașteți lucrul acesta. În perioada când era procuror, a scris multe articole care s-au publicat la revista de specialitate în vremea aceea, ca și acum după Revoluție. Deci ea s-a dovedit a fi potrivită în orice funcție legată de profilul juridic. O cunosc pe doamna Ana Călin încă dinainte de 1989, când era procuror șef al județului Galați. Un om de un mare caracter, un profesionist deosebit, o persoană omenoasă. Înainte de 89, când era procuror șef al județului Galați, a ajutat pe foarte mulți oameni. În ce sens? Și am apelat pentru o serie de salariați din cadrul combinatului și în special din partea, din cadrul întreprinderii pe care o conduceam, care mi-au solicitat să se facă o judecată dreaptă pentru persoanele respective. Am mers la dumneaei, a reanchetat cazul și de cele mai multe ori au ieșit oamenii nevinovați. Nu că am fi intervenit eu, dar pentru că așa era corect. Îmi aduc aminte, a făcut un gest extraordinar. Era un salariat care se transferase de la Iug, de la întreprinderea de la Jgreu, la combinat. Și i se făcuse o anchetă pentru o chestiune minoră și, mă rog, nu era o chestiune că ar fi făcut ceva omul pentru el. Am mers împreună cu doamna Ana Călin la președintele
tribunalului de atunci. Nu știu cum a procedat dumneaei, cum a solicitat dosarul înapoi de la tribunal, a reanchetat cazul și în urma reanchetării cazului respectiv, sigur că omul a fost găsit complet nevinovat. Deci, doamna Ana Călin, dacă ar fi să o judecăm sau să o caracterizăm ce a făcut înainte de 89, că după 89 a fost profesor universitar, mă rog, alții poate să spună de calitatea doamnei Anei Călin din punct de vedere al profesiei de profesor universitar. Eu mă refer doar la activitatea dumneaei și modul cum am colaborat cu dumneaei în calitate de procuror, șef al județului și eu de director. La combinat, director la întreprinderea de utilaj greu sau la centrala navală, unde a fost director general. Dacă ar fi să o caracterizăm ca un om de un curaj deosebit, dacă la vremea respectivă, înainte de 89, avea curajul să dispună reanchetarea anumitor cazuri, dispune ca cei care lucrau în procuratură la vremea respectivă să reia cazurile încă o dată pentru a nu condamna de dragul de a condamna un om. De asemenea, dacă a mers cu mine la tribunal de a cere dosarul înapoi pentru a reancheta cazul respectiv, vă dați seama că e un om din mare curaj. Sigur că aceste lucruri poate știu mulți colaboratori, dar n-au curaj să spună. Normal ar trebui să spună aceste lucruri pentru că sunt oameni asupra cărora în anumite perioade ale vieții planează anumite suspiciuni care nu sunt adevărate. Eu un om, încă o dată spun, un om care am toată stima și contrațiunea față de caracterul dumneiei, față de modul cum a știut să îmbine profesionalismul cu caracterul deosebit pe care îl are, astfel încât venind în favoarea unor oameni de a-i ajuta. Cum credeți că s-a descurcat ca și femeie într-o meserie care pe timpul comunismului era considerată a fi exclusiv bărbătească? Dom'le, s-a descurcat foarte bine pentru că erau cazuri când am asistat la anumite discuții pe care le avea cu primul secretar de la vremea respectivă, doamna Ana Călin îi spunea primului secretar că nu poate să facă ceea ce vroia să facă primul secretar pentru că intre în contradicții cu profesia dumneai, cu dreptatea care trebuie să o împartă dumneai asupra oamenilor. Deci avea și un curaj deosebit, a discutat, fiind bine văzută, pentru că fiind un om profesionist, un om cu personalitate, sigur că și primii secretari insistau până la un punct. După care văzând că nu poate să facă cu dumneai ce ar dori să facă dumnealor, sigur că se retrăgeau. Adică își retrăgeau punctul de vedere al lor. A fost considerată la sfârșitul, spre sfârșitul carierei dumneai, a fost considerată ca făcând parte din contract de partid. Da. A fost acuzată. Dar ce asta e acuză? Asta nu e acuză că a făcut parte din nomenclatură. Și eu am făcut parte din nomenclatură. Toți cei care erau în intenția de a fi promovați de către ceilalți, eram într-o nomenclatură. Adică Ana Călin era prevăzută probabil ca ministru adjunct sau ministru justiției. Eu eram prevăzut ca ministru, ceea ce am și ocupat funcția de director general, de echivalent cu ministru adjunct. Deci toți cei care ne remarcasem într-o formă sau alta, era într-o nomenclatură. Dar ce acum nu sunt nomenclatori? Deci dacă vrei să-l pui pe unul director, nu într-o cu experiență, mai mare ca vârstă, de la care să învețe. Eu când am venit în Galați, am învățat de la greie Galațiului, directorul general al ICMSG-ului, directorul general al combinatului Velinkov și așa mai departe, oameni formidabili. Păi cum s-a construit combinatul? Cu oameni nepricepuți? Erau toți în nomenclatură. Deci aia din nomenclatură au construit combinatul, au modernizat FUS-ul, Apollo, fabrica de mobilă, ISCL-ul, IMH-ul, care acum sunt la pământ. De ce? Au fost scoși, s-au dat acele întreprinderi pe mâna unor oameni nepricepuți, care n-au știut să dea decât la fer vechi toată întreprinderea și s-a ajuns. Dacă îi punea la locul respectiv, nu ținând cont de nomenclatură, de profesionalism oamenilor, deci trebuia să pună profesioniști și acum să caută profesioniști. Nu vedeți că se aplică la nivel central să aducă manageri din afară? De ce? Nu mai avem manageri. Aveam
aveam conducători formidabili. Întreprinderile mari ale României, cu cine s-a construit? Cu români. Deci este o prostie când spune a fost, eu știu, judecată că a fost în nomenclatură. Da, era un om foarte bun, de aceea era nomenclatură. Nu oricine era nomenclatură. Unii se mai laudă. Am fost student și n-am fost membru de partid. De ce? Păi dacă avea nota 5-6, cum să fii membru de partid? Îi puneai, făceam facultate membri de partid pe cei care aveau 9 și 10. Sau după aceea, dacă erai, aveai o perspectivă și erai în atenție să te promoveze, dacă întruneai calitățile respective de conducător sau eu știu profesionist, atunci sigur că te promova. Dacă nu, nu. Sau erai obligat să fii membru de partid. Că spune, unii își fac un titlu de glorie, n-am fost membru de partid. Înseamnă că n-ai fost corespunzător. Ca să fie clar, vă spun eu, nu a fost un om capabil. Rare cazuri, rare, unul la un milion, dacă întâmplarea face, nu l-a racolat să fie membru de partid. Cei mai buni erau membri de partid. Faceți o analiză. Cei mai buni medici din România erau membri de partid. Cei mai buni ingineri din România, membri de partid. Cei mai buni economiști. Uitați dumneavoastră, faceți o anchetă și să vedeți, niciunul n-a fost pe din afară. Cei tineri, sigur, s-au născut în perioada, în preajma anului 89, au 30 de ani, 35 de ani, chiar 40 de ani, erau tineri, n-aveau partidului. Prima doamnă procuror șefa Galațiului, doamna Ana Călin Almășanu, este o fire puternică, care, după ce a văzut numeroase cazuri, care mai de care mai cutremurătoare, nu a lăsat frica să o domine. În plus, tăria de caracter a fost înnobilată de feminitatea care a rămas o constantă a personalității sale. Îți mulțumesc!